Cuvântată este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Împărate ce răzmăgâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești toate le plinești, vestierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și să lăjlăiește într-o noi și ne curățește de toată întinarea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de celor rău. Asta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Milele Tale, Doamne, viag le voi cânta, din neam în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mea, că pe veci ai întemeiat mila și ai așezat în ceruri adevărul Tău când ai zis, făcut am legământ cu aleșii mei, jurat m-am lui David, robul meu, până în viag voi întări seminția Ta și voi zidi din neam în neam scaunul Tău. Lăuda vor cerurile minunile Tale, Doamne, și adevărul Tău în adunarea Sfinților, că cine va fi asemenea Domnului în nori și cine se va semăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu. Dumnezeu cel prea slăvit în sfatul Sfinților, mare și înfricoșător este peste cei din prejurul Lui. Doamne, Dumnezeul puterilor, cine este asemenea Ție? Tare ești, Doamne, și adevărul Tău împrejurul Tău. Tu stăpânești puterea mării, ești mișcarea valurilor, ei Tu o potolești. Tu ai zmerit ca pe un rănit pe cel mândru, cu brațul puterii Tale a risipit pe vrăjmașii Tăi. Ale Tale sunt cerul și al Tău este pământul, lumea și plinirea ei Tu le-ai întemeiat. Miază noapte și miază zi Tu ai zidit, taborul și Ermonul în numele Tău se vor bucura. Brațul Tău este cu putere, să se întărească mâna Ta, să se înalțe dreapta Ta. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Tău. Mila și adevărul vor merge înaintea feței Tale. Fericit este poporul care cunoaște strigă de bucurie. Doamne, lumina feței Tale vor merge și numele Tău se vor bucura toată ziua și într-o dreptatea Ta se vor înălța. Că lauda puterilor Tu ești și într-o bunăvoirea Ta se va înălța puterea noastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, atocitorule, Dumnezeul părinților noștri, Cel ce voi să scap poporul Tău pe Israel, din șelăciunea slujirii idolești și să-L ai pururea neabătut în cunoașterea și slujirea Ta, unul adevăratul Dumnezeu, cu îngrozire L-ai oprit, să nu-și facă lui chip și asemănare potrivnică ție adevăratului Dumnezeu, la care să se închine și să slujească ca lui Dumnezeu. Și iarăși, ai poruncit prin Moise să se pună în cortul legii Tale cele din tâi, asemănări și chipuri, adică doi heruvini de aur pe chivotul mărturiei și doi la colțurile curățitorului,
iar pe catapeteazmă mulțime de heruvim cu suți, prin care să se slăvească nu numele Dumnezeilor celor mincinoși și străini, ci numele Cel de mare cuviință și preasfânt al Tău, unul adevăratul Dumnezeu. Apoi prin Solomon ai pus în altar doi heruvim de lemn, echiparos ferecați cu aur. Și ai poruncit ca chivotul în care erau tablele cele de piatră năstrapa de aur și toiagul lui Aron care arăta petrecerea ta acolo cu oamenii și pomenirea slăvitelor tale minuni și bine face să se cinstească cu frică, cu cutremur, cu închinăciune cuvenită lui Dumnezeu și să se facă tămâieri și rugăciune înaintea lor. Iar cinstea aceea ai primit-o cu îndurare ca și cum ar fi fost ajută ție însuți. Iar la plinirea vremei ai trimis pe unul născut Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, Cel născut din femeie, din pururea Fecioara Maria, care lui închip de rob și asemănare oamenilor făcându-se, a zugrăvit icoana cea făcătoare, nefăcută de mână și preacuratul a preacuratului său, cui punând mahrama pe sfânta sa față și a trimis-o lui Avgar, Domnul Edesei, și prin ea l-a vindecat de neputința lui. Și tuturor care se apropiau de ea cu credință și se închinau, le da prin minuni nenumărate vindecări și multe faceri de bine. Prin noi, darul bunului stăpâne a toțiitorule, această icoană a prea iubitului tău fiu, în aducerea mintei a întrupării și a tuturor minunelor celor slăvite și a binefacerilor arătate neamului omenesc prin venirea sa ca om pe pământ, a pus-o cu cinste înaintea slavei tale, nu îndumnezeindu-o, ci știind că cinstea icoanei se suie la cel zugrăvit pe ea. Și căzând cu sârguință ne rugăm, caută cu îndurare spre noi și spre icoana aceasta și pentru întruparea și arătarea unui a născut Fiului Tău, în a cărei pomenire am zugrăvit-o, trimite asupra ei binecuvântarea Ta cea cerească și harul preasfântului Duh și binecuvintează-o și sfințește-o și dă-i putere tămăduitoare și de toate meșteșugirile diavolești și zgonitoare. Umple-o de binecuvântarea și puterea Sfântului chip, Cel nefăcut de mână pe care cu îndesturare l-ai câștigat prin atingerea de preasfânta și preacurata fața iubitului tău fiu. Ca prin ea să se lucreze puteri și minuni pentru întărirea dreptei credințe și pentru mântuirea credinciosului tău popor. Ca toți care înaintea ei ne vom închina ție, Celui întru tot puternic și unui a născut Fiului tău și preasfântului Duh, și cu credință te vom chema și ne vom ruga auzit să fim. Și mila iubiritoare de oameni să aflăm și har să câștigăm, că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, împreună și unul a născut Fiului Tău și preasfântului și bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. De noastre Domnului să le plecăie, Doamne! Ia minte, Doamne, Dumnezeul nostru, din sfânt lăcașul Tău și de pe tronul slavei și al împărăției Tale și cu îndurare trimite binecuvântarea Ta cea sfântă peste icoana aceasta și prin stropire cu apă sfințită binecuvintează și o sfințește pe ea. Dă-i putere tămăduitoare a toată durerea și neputința. Fă-o izgonitoare de toate uneltirile diavolești, pentru toți care cu credință, care se vor alerga, se vor uita înaintea ei, se vor închina și se vor ruga. Și pururea auzită și bineplăcută să fie rugăciunea lor. Cu harul și cu îndurările și iubirea de oameni a unei a născut Fiului Tău, cu care împreună ești binecuvântat cu preasfântul și bunul, și de viață Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfințește icoana aceasta cu harul preasfântului Duh, din stropire cu aceasta păsfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se sfințește icoana aceasta cu aceasta apă sfințită cu harul preasfântului de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Se sfințește icoana aceasta cu harul prea Sfântului Duh, prin stropire cu aceasta presfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea curatului tău chim ne închinăm, Bunule, cerând iertare greșelilor noastre, Hristoase Dumnezeule, că de voi ai binevoitate sui cu trupul pe cruce, ca să scap din robia vrăjmașului pe cei pe care i-ai zidit. Pentru aceasta cu mulțumire strigăm ție, toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuiești lumea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Chipul tău cel dumnezeiesc pe icoană chipuindu-l, noi Hristoase Dumnezeule, nașterea ta din Fecioară luminat o cunoaștem, și minunile tale cele negrăite și răstignirea ta cea de bună voie pomenind, le propovăduim. Cu acestea demonii se gonesc și cei rău credincioși, într-un necazuri cu frică se tânguiesc, ca niște împreună părtași cu ei. Cel ce cu negrăită purtarea de grijă mai înainte de pătimirea sa cea de bunăvoie, a voit a închipui pe mahramă chipul cel nefăcut de mâna feței sale cei dumnezeiești și omenești Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Cuvânt bun. Cuvânt bun, răspuns a inima mea, grăi voi cântarea mea împăratului, limba mea este trese de scrit orice scrie iscusit. Împodobit ești cu frumusețe mai mult decât fiii oamenilor, revărsatul sahar pe buzele tale, pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu în viac. Încinge-te cu sabia ta peste coapsa ta puternice, cu frumusețea ta și cu strălucirea ta. Încordează-ți arcul, propășește și împărățește pentru adevăr, blândețe și dreptate, și te va povățui minunat dreapta ta. Săgețile tale ascuțite sunt puternice în inima dușmanilor împăratului. Popoarele sub tine vor cădea, scaunul tău Dumnezeule în veacul veacului, toiac de dreptate, toiagul împărăției tale. Iubit ai dreptatea și ai urât fără de legea, pentru aceasta te-a uns pe tine Dumnezeul tău cu îndelemnul bucuriei mai mult decât pe părtașii tăi. Zmirna și aloia îmbălsămează veșmintele tale, din palate de fil, de cântări de alăută te vestesc. Fiice de împărat, într-o cinstea ta, șezută împărăteasa de-a dreapta ta, îmbrăcată în haina aurită și prea înfrumusețată, ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău, că a dorit împăratul frumusețea ta, că el este Domnul tău și se vor închina lui fiicele tirului, cu daruri feței tale se vor ruga mai mari poporului. Toată slava fiicei împăratului este înăuntru, îmbrăcată cu țesături de aur și prea înfrumusețată, aduce se vor împăratul fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce ție, aduce se vor într-o veselie și bucurie, aduce se vor în palatul împăratului, în locul părinților tăi s-au născut ție fii, unei vei pe ei căpetenii peste tot pământul, unei vor numele tău în tot neamul, pentru aceasta popoarele te vor lăuda în viac și în viacul viacului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Aliluia, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne,
Doamne, Dumnezeul nostru, care ai voit ca Fiul și Cuvântul Tău cel împreună veșnic și de o ființă să se întrupeze din preacurata și pururea Fecioara Maria și prin preacurată nașterea Lui de ea, făcând-o născătoare de Dumnezeu, ai făcut-o mijlocitoare, rugătoare și ajutătoare tuturor creștinilor, caută acum asupra noastră, care cu umilință te rugăm și care o numim și o credem a fi cu adevărat născătoare de Dumnezeu și cu credință o chemăm în rugăciunea aceea către tine. Prin rugăciunile ei fă să fie auzite cererile și rugăciunile noastre și trimite harul pe Sfântului tău Duh asupra icoanei acestea pe care robii te-au făcut-o în cinstea și pomenirea ei. Binecuvintează-o cu binecuvântarea ta cea cerească și dă-i putere și tărie facerilor de minuni. Fă-o vindecătoare și izvor de tămăduiri tuturor celor ce în dureri se vor pleca în fața ei și vor cere de la tine ajutor prin născătoarea de Dumnezeu. Și pe toți care înaintea acestei icoane vor cinsti după vrednicie pe prea binecuvântata Fecioară și Maica Domnului nostru Iisus Hristos, prea iubitului tău Fiu, și ca pe o mijlocitoare a neamului creștinesc vor chema rugăciune către tine și în ajutor la nevoile și necazurile lor, învrednicește-i să dobândească izbăvire, apărare și grabnic ajutor. Dă-le lor cu milostivire iertare de greșeli și de grab să primească harul cerut de la tine și să afle mila dorită de la iubirea ta de oameni și părtași împărăției să fie cu îndurările celui ce s-a născut dintr-o ea cu trupul, ale unei a născut Fiului tău, Dumnezeului celui întrupat și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu care ești binecuvântat, cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen. Pace tuturor. Capetele noastre Domnului să le plecăie, Doamne! Stăpâne Dumnezeule, Părinte atoțiitorule, care ai voit alege din tot neamul omenesc preacurata, preiubita și nepătata Mielușică, pe pururea Fecioară Maria și ca pe Maica noastră, unii a născut Fiului tău, și ai sfințit-o spre să lași Lui prin venirea preasfântului tău Duh. Și ai făcut-o mai slăvită și mai cinstită decât heruvimii și serafimii rugătoare pentru neamul omenesc. Prin rugăciunile și mijlocirea ei binecuvintează și sfințește cu harul tău, prin stropire cu apă sfințită icoana aceasta, alcătuită în cinstea și pomenirea ei și pentru slava celui născut din trânsa a Fiului tău, al unui a născut și de o ființă, și pentru ta și a Părintele al său și cel fără de început, al preasfântului și bunului și de viață Făcătorului tău Duh. Arată tuturor care cu credință se vor ruga înainte ei vindecătoare de neputințele ce sufletești și trupești și libertate și acoperimânt, puternic toate pântuirile vrăjmașilor să ne fie nouă această rugăciune. Îndurările a unui a născut Fiului tău, cu care bine ești cuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul tău Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Părintește icoana aceasta cu harul preasfântului Duh, prin stropire cu aceasta presfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să sfințește icoana aceasta cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen. Se sfințește icoana aceasta cu harul prea Sfântului Duh, prin stropire cu aceasta apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al său har și cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen.
slujba noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Dreptilor și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, ocrotitorii Sfântului Locașului acestuia, ale Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadociei, a cărei Sfântă Liturghie am săvârșit noi astăzi, ale Sfântului Sfințitului, Ucenic Antipa, Episcopul Pergamului și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Ați fost prezenți la sfințirea celor două icoane a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și a Preacuratei Maicii sale. Aceste icoane au fost donate de Feordian, Gerasim și Rodica, în numele familiilor lor. Rog pe Bunul Dumnezeu că această jertfă de 30.000 de lei, 300 de milioane vechi, să fie bine primită înaintea lui Dumnezeu. Și rugăciunile câte se vor face la aceste icoane, Dumnezeu să-și reveste harul asupra donatorilor ei. Lor. Toți preoții de acum înainte care se vor închina la aceste icoane, harul care va fi asupra lor lucrător în Biserica lui Iisus Hristos, să se revarse și asupra acestei familii, care a făcut un mare sacrificiu. Și rog pe Dumnezeu să le împlinească gândul cu care au făcut această donație. Pentru că fiecare atunci când facem donație, avem în gând împlinirea unor dorințe ale noastre, ale tuturor. Așa că mulțumesc, noi preoții mulțumim familiei Feordian pentru această donație de acum și pentru celelalte care au fost până acum, nu puține, și rugând pe Bunul Dumnezeu să reverse harul asupra lor, ne simțim datori cu rugăciuni, așa cum de altfel o facem noi în slujbele noastre, pentru ctitorii, donatorii și binefăcătorii acestui sfânt locaș. Orice donație îl încadrează pe credincios în această ictenie a cererilor care se face în cadrul Sfintei Liturghii de orice preot care săvârșește liturghia în această biserică. Încă o dată vă mulțumim, Dumnezeu să vă ajute, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea sănătate, să mai puteți face și alte donații. Mare lucru, poate să fie o dată și ca glumă, dar o spun cu toată seriozitatea. Este mare dar de la Dumnezeu să te ție Dumnezeu să faci donații bisericii. Deci înseamnă că tu ai acasă cam ce trebuie. Și dacă nu ai, cu atât mai primită este că din jertfa ta, din cele ce sunt necesare, ți-ai faci jertful la altar. Cine înțelege aceste lucruri, știe de ce le faci. Așa că Dumnezeu să vă aibă în paza Lui și de acolo de unde ați rupt, ați deșertat pentru biserică să nu se cunoască, ci Dumnezeu să înmulțească locul acela de unde ați făcut jertfa aceasta.